știm problemele care apar cu ferele marine în momentul în care se prinde într-un vod, într-o plasă, având nevoie de respirație, dacă stau mai mult decât e necesar în sub apă, pur și simplu mor înecate. Proiectul Mare Nostrum este un protest, de fapt. Este un semnal de alarmă pentru ceea ce se întâmplă, din păcate, în Marea Neagră și nu numai în Marea Neagră. Adăugați aceasta la războiul din proximitate care i-a determinat pe mulți dintre delfini să vină în zonă mai sigură, adică spre sudul și sudul Mării Negre, sud-vestul Mării Negre, și atunci veți afla că dacă până acum se întâmpla mai răruț, dar se întâmpla să intre, acum sunt foarte multe cazuri de acest gen. Adăugăm și poluarea specifică, și bucățile de plastic, și bucățile de sticle, și micro sau mai mari organisme, particule din material plastic, care chiar dacă nu par foarte periculoase, sunt extraordinar de nocive pentru stomacul unui delfin. Interate, și nu numai a unui delfin, sigur că da. Provoacă asfixie. Asfixieri, dacă sunt mari bucățile, dar le provoacă o intoxicație în stomac. Delfinii au două camere ale stomacului, împărțit în două. Și din cauza asta, camera principală, prima, este foarte, foarte afectată de așa ceva. Este lăudabilă inițiativa, de aceea în momentul în care Mare Nostru mi-a prezentat proiectul ăsta și mi-a zis că ar vrea să îi ajutăm, le-am oferit cu toată deschiderea spațiul acesta foarte vizibil, foarte vizitat, pentru a trage un semnal de alarmă încă o dată. Considerăm asemenea atitudini, asemenea inițiative foarte binevenite, rare. Mare Nostrum este unul din ONG-urile care într-adevăr se ocupă de așa ceva și împreună cu presa sperăm să facem cât mai multă popularitate acestui gen de intervenții.